Bună ziua, stimați spectatori! Filozoful rus Nicolae Berdeaev spunea că arta este depozitarul nostalgiilor, al eșecurilor și al aspirațiilor umane. Arta are o componentă duală, într-o anumită măsură, supunându-se canoanelor expresiei timpului, și în același timp ea conține un avânt către o altă lume. Există epoci în artă în care imanentul devine precumpănitor, în altele în care aspirația către o altă lume apare mai evidentă. De exemplu, preocuparea pentru desăvârșirea formală în arta antică, ulterior asociată artei evului mediu, impregnate de germenii creștinismului. Evul mediu adună genialitatea în chilia întunecată și strâmtă a sa, după cum îl caracteriza istoricul englez Arnold Toynbee, dar în același timp pregătește și explozia aceasta de genialitate a renașterii. Întoarcerea ulterioară către păgânism în renaștere nu a mai fost posibilă fără o sfâșiere lăuntrică. Renașterea primise vederea unei alte lumi prin creștinism, dar în același timp avea și nostalgia imanentului. Același filozof rus, Berdeaev, când a vizitat Italia, țara artei și a frumuseții, a spus că renașterea este un eșec, dar un eșec gigantic. Evident, avea în vedere această frângere interioară, această contradicție interioară dintre imanent și transcendent. Poate cel mai bine se vede, după cum spunea chiar el, acest fapt în morbideța de pe chipurile madonelor lui Sandro Botticelli. Acolo, după expresia fericită a lui Berenson, madonele au coborât pe pământ și venerele au urcat în cer. În celebrul său tablou Primăvara, grația acelor făpturi, subliniată prin drapaj, ca și prin umbletul pe vârfurile picioarelor, implică o nostalgie după cer, după imponderabilitate, în vreme ce carnația lor amintește de statuile antice prin volumetrie. Desigur, creștinismul impregnează nu doar arta, ci și științele. Și renașterea o arată cu atât mai bine prin preocuparea pentru o altă percepție științifică a lumii. Nu este deloc întâmplător că primul gânditor modern considerat, Nicolaus Cusanus, a fost episcop al bisericii. El este cel care pune bazele calculului infinitesimal, ulterior reluat și de Leibniz. Oswald Spengler, în Declinul Occidentului, spune că spiritul faustic, această nostalgie după întregire, după infinit, era inexistent în antichitate. Grecii aveau un pronunțat spirit imanent, nu concepeau geometria decât tridimensional, euclidian. Grecii antici nu puteau concepe, să spunem, un număr e la puterea minus x sau un logaritm care presupune o debarasare de mărime și are în vedere doar raporturile. Grecii concepeau un număr la puterea a doua sau cel mult la puterea a treia, fapt care corespundea suprafeței și volumului. Citez din Spengler natura anticului și a găsit simbolul estetic suprem în statuia nudă.
Din această statuie a rezultat în mod logic o statică a corpurilor, o fizică a proximității. Natura omului faustic a produs o dinamică a spațiului nemărginit, o fizică a depărtării. Interesant este chiar cuvântul teoremă și teorie, care în greacă înseamnă contemplație. Modernii au lăsat contemplația și percep lumea altfel în baza raporturilor abstract. Romantismul are și el mai târziu această aspirație spre altă lume, cu dezinteres față de canoanele antice, accentul fiind pus acolo pe subiect și nu pe obiectul artistic. Greșeala poate că ar consta, sau eroarea romantismului ar consta în faptul că este exacerbată viața emoțională și în plus omul este orientat către natură, ori omul nu este făcut după chipul și asemănarea naturii, ci după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Simbolismul continuă această scindare, dar trimite totuși către lumea de dincolo. În fapt, toată arta este simbolică, trimite arta superioară, trimite către un plan superior, către un plan ontologic superior, chiar și în cazul realismului, cu un accentuat imanentism. Trăind în această lume, o vedere corectă ar implica vederea de dincolo a lucrurilor netrecătoare prin acestea trecătoare, care sunt umbră a celor existente propriu-zis. Într-o rugăciune din canonul liturgic se spune: Dă-ne nouă să ne împărtășim cu tine mai adevărat în ziua cea neînserată a împărăției tale. Asta nu înseamnă că încă de aici nu ne împărtășim, ci ne împărtășim sigur cu trupul și sângele adevărului devenit om. Dostoevski spunea că frumusețea va mântui lumea. Desigur, nu orice tip de frumusețe, ci o frumusețe superioară, o frumusețe care se asociază și altor planuri decât celui material, anume planului moral, planului spiritual. Și încă un lucru, după spusa Sfântului Maxim Mărturisitorul, frumusețea nu are ipostază proprie, nu este o persoană care în sine să fie considerată frumusețe. Frumusețea altei răsfrânge ceva din frumusețea aceasta veșnică, dar ca pe o calitate a lui Dumnezeu, de care se împărtășesc lumea nevăzută a îngerilor și lumea văzută, până la nivelul artei. Părintele Stăniloae, reluând o afirmație a teologului rus Paul Evdokimov, spune că în veacul viitor neapărat vor rămâne ceva, vor rămâne pânzele lui Van Gogh sau simfoniile lui Beethoven și adaugă el frescele de la Voroneț. Asta nu înseamnă că neapărat vor păstra aceeași formă, dar energia iradiantă a sufletelor care au compus aceste opere rămâne nemuritoare. Arta poate, în anumite cazuri, să depășească dualitatea lumii, materie-spirit, sau supunere la tipare și foc originar, în cazul acelor oameni care o transformă într-un rezultat ontologic în existență. Exemplară rămâne opera Sfântului Simeon, Noul Teolog, al cărui maximalism duhovnicesc îl făcea pe Sfântul Nicolae Velimirovici să spună că te duce la deznădejde, în opoziție, să zicem, cu opera și Duhul Sfântului Siluan Atonitul.
alături de Sfântul Maxim Mărturisitorul și Sfântul Grigorie Palama, după Sfântul Sofronie Saharov, Sfântul Simeon Nou Teolog face parte din triada care ar trebui să fie cunoscută omului contemporan. Acestor sfinți, Simeon Noul Teolog și Grigorie Palama, la care se adaugă Paisie, Sfântul Paisie de la Neamț, le este dedicat anul 2022, așa cum putem să vedem atunci când frecventăm calendarul creștin-ortodox. Aducem în atenție câteva fragmente din imnele iubirii dumnezeiești traduse în română de Părintele Stăniloae. Iată, această poezie marchează clar diferența dintre o lirică având o temă religioasă și o poezie cu adevărat mistică, o poezie sau o artă teurgică, după cum spunea Nicolae Berdeaev în sensul creației. În imnul 11, o interogație retorică a Sfântului Simeon Nou Teolog arată faptul că Dumnezeu este apofatic. Dumnezeu întrece categoriile gândirii și simțirii omenești și poate fi cunoscut tot așa prin har. Ce cuvânt le va tâlcui, ce gură le va spune, nu, experiențele sale, ce buze vor grăi cele ce le văd, făcându-se în mine, săvârșindu-se în cursul întreg al zilei. De fapt, și în noaptea însă și în întunericul însuși, văd pe Hristos deschizându-mi în chip înfricoșător cerurile și pe El plecându-se spre mine și arătându-se mie împreună cu Tatăl și cu Duhul. După cum se vede aici, nu e vorba de o aspirație, de o contribuție a imaginației, desigur, irizate de latura spirituală a artistului, ci o vedere față către față, să spunem așa, a lucrurilor pătimite, a lucrurilor pe care autorul însuși le trăiește și le consemnează ca atare. Spune mai departe, l-am văzut cu adevărat întreg, ca foc în mijlocul inimii mele, astfel cutremurat de minune și înfricoșat puternic, mi-am ieșit din mine, m-am pierdut întreg, neștiind ce să fac. Și neputând suporta copleșirea slavei, m-am întors și m-am refugiat în noaptea simțurilor de aici și m-am acoperit de gânduri, m-am ascuns în ele ca într-un mormânt. Și în loc de piatră, punându-mi acest trup foarte greu deasupra, m-am acoperit, socotind să mă ascund, de cel ce e pretutindeni și care m-a sculat odinioară pe mine cel mort și îngropat. Căci tremurând și neputând privi spre slava Lui, am preferat să intru și să rămân în mormânt și să locuiesc cu morții, trăind eu însumi în mormânt, decât să fiu ars și să pierd întreg. Într-un alt fragment, dintr-un imn ulterior, imnul 13, spune: știu că cel ce e despărțit de toată zidirea mă ia înăuntrul lui și mă ascunde în brațele lui și mă aflu atunci în afara întregii lumi. Eu iarăși, cel muritor și mic în lume, privesc în mine întreg pe Făcătorul lumii și știu că nu voi muri, aflându-mă înăuntrul vieții, și am toată viața răsărind înăuntrul meu, El este în inima mea, dar se află în cer, mi se arată aici și acolo, strălucind la fel. Unirea aceasta cu lumina îl face, cu Hristos, îl face pe autor luminofor, Hristofor, preluând ceva din modul uman, dar și dumnezeiesc al lui Hristos pe pământ, îmbrăcându-se, cum spun marii teologi, nu neapărat teologii academici, ci teologii care au pătimit acestea, îmbrăcându-se prin urmare în lumina taborică, lumina care a fost văzută de apostoli pe muntele Taborului.
Spune Sfântul Simeon, noul teolog, mișc mâna și Hristos întreg e mâna mea, înțelege și dumnezeirea nedespărțită. Mișc piciorul și iată strălucește ca acela. Să nu spui că hulesc, ci primește aceasta și închină-te lui Hristos care face aceasta. Poate că sunt mulți sceptici în privința gradului de conștientizare sau de luciditate a Sfântului Simeon, nou teolog, dar cine va străbate cele peste 50 de imnuri, va vedea o conștiință extrem de lucidă, o beție de luciditate și de lumină. La revedere!